Bună, draga mea! Sunt Lunala! Fiind născută pe 31 ianuarie, tu dai dovadă de luminozitate, gândire logică care se abate adesea de la stilul liniar de gândire în cazul în care găsești clipiri de inspirație. Aceste mișcări broște de intuiție îți trezesc imaginația și te ajută la rezolvarea problemelor cu care te-ai luptat mult timp. Deși ești străină de convenții și ești deschisă la lucruri noi, vibrația dată de data nașterii nu îți permite să iei în considerare valorile primite în astfel de momente. Cu toate acestea, dacă decizi să îți urmezi intuiția, vei găsi mijloacele necesare pentru combinarea ideilor intelectuale cu cele creative, ceea ce te va ajuta să transformi fanteziile cele mai neobișnuite în realitate. Tu ești o persoană care, prin toate mijloacele, dorești să fii auzită. Tu trebuie să fii întotdeauna la vedere, să captezi atenția generală, altfel riști să cazi într-o depresie profundă. Pentru a menține stima de sine și încrederea în sine, este foarte important să fii apreciată și înțeleasă, chiar dacă într-un cerc îngust de prieteni apropiați. Tu ești activă din punct de vedere social, dar uneori circumstanțele sunt de așa natură încât nu reușești să te realizezi în această direcție. Dacă suferi o traumă și îți sunt rănite sentimentele, te poți retrage în tine însă. Din fericire, îți revii rapidă la simțurile tale, bucurându-te din nou de a fi cu lume. Tu ai un caracter ușor, deci uneori nu poți fi luată în serios pe cât meriți. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: imparțialitate, progresivitate, cosmopolitism, generozitate, loialitate. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează în învățământ sau forme de educație creativă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza și moliciunea personalității. Dacă luăm în considerare caracterul, atunci întrebarea privitoare la poziția ta pe cercul zodiacal va dispărea imediat. Logica și intuiția încearcă în mod constant să te controleze, iar scopul tău este de a combina aceste două chei într-un fel de sinteză. Intuiția încurajează inspirația ta și te ajută la alegerea unei soluții inovatoare, neobișnuite a problemei, care este adesea singura soluție corectă. La urma urmei, ești deschisă la tot ce este nou. Tu vrei să fii evaluată nu numai prin imaginea externă, ci și prin mintea ta. Îți dorești în mod secret să fii tratată cu respect. Totuși, ești percepută superficial ca o melodie lirică, pentru care pentru tine este bine să visezi sau să te comporți ca o floare frumoasă care poate fi admirată în mod deschis. În această privință, uneori faci încercări disperate de a-ți schimba imaginea, uneori poți fi critică, alteori plină de spirit, uneori filozofic, dar fără niciun folos. Uneori mergi atât de departe încât să devii ofensivă, dar continui să placi, pentru că alții vor găsi mereu o scuză pentru acțiunile tale, oricât de extravagant ar fi acestea. Motivul pentru care apariția ta devine obiectul atenției universale este destul de evident: ești cu adevărat foarte atractivă. O astfel de atenție poate fi mai plină de la început, dar în timp tu ceri mai mult. În cele din urmă, îți place să te simți ca o păpușă Barbie, vândută în toate magazinele. Atunci când ești o persoană cu propriile tale probleme, bucurii și necazuri, atitudinea ta față de lume și viață poate fi uneori foarte, foarte dificilă. Indiferent dacă ești copil, întotdeauna te distingi prin frumusețea acțiunilor. Te întrebi adesea de ce ești subestimată, deoarece ești mult mai profund decât ești percepută. În unele cazuri, neglijezi în mod conștient o astfel de atenție de la alții. Uneori, admirația în ochii celorlalți te ajută într-adevăr să muți pe drum spre obiectivul stabilit. Totuși, cea mai bună soluție pentru tine este să fii mai independentă de opinia publică. Acționând într-un fel sau altul,
Vei beneficia numai dacă vei găsi tu însăți curajul de a nu-ți aduce acțiunile în concordanță cu ceea ce cred sau spun alții. Învățând să apreciezi libertatea interioară, vei fi capabilă să cucerești lumea. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități? O astfel de doamnă este una interesantă, misterioasă, originală. Ești dulce și fermecătoare. Iubești schimbarea, de aceea, de multe ori îți schimbi imaginea, maniera de comportament, fie te comporți calm, apoi brusc începi să fii activă. Cum afectează data de 31 ianuarie soarta ta? Tu vrei să fii ascultată și auzită, iar dacă ești privată de atenția publicului, poți cădea într-o stare depresivă. Te străduiești intern să fii percepută, tratată cu mai mult respect. În același timp, ai un caracter luminos și vesel, de aceea mulți nu te iau în serios, considerându-te frivolă și naivă, mai degrabă ca un fluture frumos sau o floare pe pajiște. Prin urmare, văzând o astfel de atitudine față de tine însăți, poți încerca să-ți schimbi radical stilul și imaginea, uneori repetând în afirmații sau filozofii. În dorința ta de a schimba atitudinea, poți merge foarte departe și în acest caz nu mai ești plăcută nici de către rude, acestea vor găsi întotdeauna o scuză pentru un astfel de comportament, indiferent cât de excentrice ar fi acțiunile tale. De asemenea, merită remarcat faptul că motivul pentru care atragi atenția celorlalți este foarte evident, ești într-adevăr destul de atrăgătoare și frumoasă. O astfel de percepție la început, desigur, flatează. Nu toată lumea vrea să fie frumoasă precum Barbie, pe care o poți cumpăra la orice magazin. Suntem cu toții oameni și fiecare are propriile probleme și griji, bucurii și viziuni asupra lumii, poziția vieții și percepția lumii din jurul nostru, de aceea este greu să se alinieze cu tine. Dragoste și compatibilitate. Ai o minte ageră și atentă, dar din punct de vedere emoțional ești rece și ți este dificil să experimentezi sentimente profunde. În ciuda detașării, ai nevoie de afecțiune și de prietenie mai multă decât poți recunoaște. Când îți permiți să te relaxezi, te manifesti ca un prieten loial și de încredere, dar nici de cum ca o iubită. Aceasta tocmai pentru că iubești libertatea, atât în viață cât și în gând. Ar trebui să începi să cauți sortitul tău în rândul oamenilor ca tine, iar balanța, săgetătorul și gemenii ți se vor potrivi bine. Poți construi o familie bazată pe încredere cu relații pe termen lung, dacă vei încerca cu pești, capricorn, leu sau berbec. Deși nu totul este atât de simplu în aceste combinații de cupluri, există speranță, având în vedere că poate exista dorința reciprocă de a trăi sub un singur acoperiș. Dar cu cine nu este recomandat să-ți încerci norocul, pentru că șansele nu sunt atât de mari, sunt semne precum Fecioara, Racul, Taurul, Scorpionul și Vărsătorul, cu care nu te împrietenești, sau cu ei va fi puțin spațiu. Locuri de muncă și carieră. Ziua de naștere îți oferă o carismă incomparabilă. În afară de aceasta, ești foarte drăguță, dar aceste lucruri provoacă în mod paradoxal unele probleme, deoarece dorești să fii apreciată nu numai pentru apariția ta, ci și pentru inteligența și complexitatea naturii tale. În încercările de a atrage atenția asupra conținutului, poți începe să experimentezi cu propria ta imagine, să-ți schimbi comportamentul, uneori chiar să te grăbești în unele extreme, să te comporți fie sfidător, fie șocant, prea agresiv, sau să ocupi poziția unei femei șirete sau a unui filozof apatic, dar, din păcate, rareori ajută. În general, tu ești optimistă și un om foarte bun. Ca extrovertită ești real deschisă tuturor tendințelor, foarte sociabilă. Pentru tine, răspunsul din partea lumii și a societății este extrem de important, deci fără atenție și public, pur și simplu vrei și chiar poți cădea în depresie. Pentru tine, este extrem de important să găsești cel puțin un cerc îngust de rude și prieteni care să te asculte întotdeauna. Locul tău de muncă, oricare ar fi, va trebui să aibă aceste caracteristici. Te poți exprima cel mai bine în activități teatrale,
Literatură și artă. Sănătate și boli. Principala problemă a sănătății tale este depresia psihologică cauzată de ghinionul tău în sfera relațiilor personale. Trebuie să înveți să te controlezi și să nu înghiți pilule din cel mai mic motiv, cum ar fi, de exemplu, o dispoziție proastă. Anxietatea poate fi un alt rezultat al acelorași probleme. Datorită faptului că ești adesea nervoasă și îngrijorată, trebuie să monitorizezi cu atenție dieta ta. Adesea, fie îți pierzi apetitul, fie, dimpotrivă, dorind să stingi nervozitatea, începi să consumi o mulțime de mâncare nesănătoasă. Este foarte important ca tu să aderi la o dietă strictă. Este de dorit ca această dietă să se extindă la întreaga familie, caz în care nu te vei simți abandonată sau singură. Este foarte util să alergi dimineața, să mergi la centre de fitness, să faci gimnastică, pilates, yoga. Poate fi un exercițiu mai profesionist, dacă nu există contraindicații medicale. Destinul și norocul. Ai fost înzestrată de ursitoare cu o natură moale, emoțională. Ești bună, prietenoasă, nu-ți place rușinea, neglijența, lipsa de politețe. Poți fi o fire destul de generoasă, toate disputele le rezolvi de obicei calm, fără umiliri și insulte. Ai o intuiție foarte dezvoltată, care te ajută să eviți multe greșeli, deoarece poți găsi soluția optimă în orice situație. În căsătorie, poți fi fericită. În sfera materială, totul va depinde de capacitatea ta de a păstra ce ai câștigat. Sfaturi pentru tine. Construiește-ți relațiile astfel încât să comunici în modul în care dorești și nu cu mediul în care te afli. Cunoaște adevărata prietenie și scapă de prieteni înșelători și de cei invidioși. Găsește o persoană cu care să te poți simți împărtășită, să-ți înțeleagă bucuriile și necazurile, propriile succese. Să fie un număr puternic și prietenos în orice problemă. Estetica și frumusețea nu sunt importante doar pentru aspectul tău, ci și pentru acțiunile tale. Astrele te sfătuiesc să dezvolți mai mult autosuficiență în sine pentru ca starea ta de spirit și bunăstarea să nu depindă atât de mult de evaluarea din afară. Este mai bine să mergi pe drumul tău și să nu te uiți în continuu la oamenii din jurul tău, gândindu-te cum vor percepe acțiunile tale. Cu alte cuvinte, trăiește pentru tine și nu pentru alții. Ar trebui să devii independentă și liberă, atunci vei vedea că oamenii încep să te respecte mult mai mult și îți va fi mai ușor să-ți atingi obiectivele. Fii naturală. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile? Lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare? O carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos,
poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.